Credincioșii parohiei Bozovici din județul Cara Severin au participat astăzi la Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, în Biserica Înălțarea Domnului. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Etos. De dimineață ne-au întâmpinat credincioșii îmbrăcați în costume populare, în frunte cu domnul primar, foarte mulți copii ne-au întâmpinat și ne-au condus spre Sfânta Biserică. Aici, în biserică, am oficiat liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și cu toții am intonat de mai multe ori, așa cum e rânduia la bisericii noastre, troparul învierii. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Trebuie spus și faptul că, iată, în a doua zi de Paște, aici la Bozovici, s-au împărtășit foarte mulți credincioși și foarte mulți copii și tineri s-au apropiat și astăzi, în a doua zi de Paște, de Sfântul Potir. Ceea ce înseamnă că părintele Ioan Cherescu, preotul paroh de aici, de la Bozovici, își face slujba de plin. Din anul 2000, părintele conduce această comunitate euharistică, această parohie. Iată, sunt 24 de ani de misiune intensă și pastorație articulată. Roadele se văd. Credincioșii în fiecare duminică și sărbătoare sunt prezenți în număr mare la biserică. Părintele are și un centru de tineret aici în parohie, dar în același timp se îngrijește și de oamenii vârstnici, dar și de bolnavii care sunt în această parohie. La final, copiii de la centrul de tineret al parohiei au susținut un recital de cântece și poezii pascale. Cântați Fiului de Sus, vestiți puterea sfântă, a înviat Iisus Iisus, azi lumea întreagă cântă. În numele credincioșilor, membrii centrului de tineret i-au oferit părintelui episcop o cruce de binecuvântare, iar cea mai în vârstă enoriașă a parohiei i-a oferit ierarhului o icoană. La Sfânta Liturghie, atunci când ni se descoperă Hristos euharistic, pe care îl primim sub forma pâinii și a vinului, ne deschide și ochii sufletului nostru ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu și să fim și noi în comuniune cu Hristos. Poate și noi spunem, oare nu ardea inima noi ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai devreme, să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai devreme în tinerețele noastre, ca să călătorim călătoria acestei vieți împreună cu Hristos. Mă bucur foarte mult când văd multă lume prezentă la biserică. Așa a fost și noaptea de înviere, așa a fost și Duminica Florilor, așa a fost și ieri la Catedrala din Caransebeș și la Sfânta Liturghie, așa este și astăzi, dar mă bucur că sunt prezenți foarte mulți copii. Mă bucur de fiecare dată când îi văd îmbrăcați în costumele noastre populare, pentru că dacă tradiția s-a păstrat de-a lungul timpului, s-a păstrat și datorită bisericii noastre strămoșești. Biserica Înălțarea Domnului a fost construită în perioada 1798-1803.